Dragilor, bun venit la întâlnirea cu profesorul online. Iată că a trecut o săptămână de când ne-am văzut. Eu spun ne-am văzut pentru că n-am mai filmat în perioada asta de o săptămână. Timpul s-a stricat, iar sala mea de clasă atât de cuprinzătoare. Sigur că nu mă feresc condiția atât de grozavă, pentru că sunt în sub cerul liber, să zic așa, sală de clasă, cerul liber, mai rar găsești. Dar asta e. Așa că nu pierd timpul și intru repede în lecție. Sper că foarte mulți m-ați descoperit. Cei care m-ați descoperit, nu uitați nicio clipă. Urmăriți acest capitol, bazele matematice, că am de gând să construiesc foarte atent lucrurile de jos începând, cum ați văzut. Și sunați-vă prietenii, toți din alte orașe, în alte localități. Faceți așa fel încât să puteți accesa cât mai mulți. E păcat câtă vreme aveți așa ceva la îndemă. Așa că, în lecțiile care le-am pornit așa, cu gândul foarte serios și cu dorință mare de a vă face să înțelegeți niște lucruri de jos, acolo, la bază, încât să vă vină foarte ușor să înțelegeți matematica, să înțelegeți tainele acestui obiect atât de dificil. Pare așa dificil, dar nu este. Continuăm, deci. Am învățat, am acordat un timp destul de mare pentru a înțelege de ce atunci când facem înmulțirea procedăm așa cum am și eu spus. 743 înmulți cu 215, să spun așa, da? Ei, în clipa în care fac această înmulțire, am insistat și o spun în continuare, nu neapărat ca la adunare să le așezăm foarte bine cifra unităților, sub cifra unităților și a 10-ilor, 600-ilor și mai departe, ci putem să o facem și sub forma asta, 743, înmulțit cu, să spunem, 215. Poate să fie și așa aranjarea, nu are nicio importanță, însă cel mai important lucru este acesta. Atunci când începem, să nu uităm nicio clipă. Dacă începem cu cifră, în momentul în care începem înmulțirea, rezultatul înmulțirii cu cifra unităților, ceea ce rezultă în urma înmulțirii cu cifra unităților, să fie sub cifra unităților. Adică, dacă zic 5 ori 3, 15, pe 5 ăsta îl pun în dreptul lui 5, așa cum aici. 5 ori 3, 15, neapărat în dreptul lui 5. De ce? Păi, dragilor, rezultatul acesta care va face referire la faptul că am înmulțit cu cifra unităților. Deci vom avea 743 multiplicat cu 5 unități, nu? Iar când vom mulți cu 1, vom avea 743 mulți cu cifra asta a 10-lor, atâtea 10 multiplicăm, deci din 1. Și atunci marcăm că rândul al doilea va fi sub cifra 10-lor. Ăsta e motivul. Și dragilor învățători și învățătoare, vă rog să insistați la copii așa, că eu am rămas cu foarte multă am rămas cu nedumerire așa. De ce să insista învățătoare? Neapărat, pui acolo. De ce? Nu înțeles, nu mi-a explicat asta. Și iată că uneori colegii mei puneam mai în stânga, mai în dreapta și iată, se greșea foarte tare. Așadar, 5 ori 3, 15, 5 ori 4, 20 și cu 1, 21, 1 și 2. 2 acela de la 20 vor fi datorită faptul că a fost cifra a 10-lor, acum se transformă în cifra unităților. Când înmulțesc acum 5 ori 7, 35, înseamnă 35 de sute, pe poziția sutelor. 35 și cu 2, și cu 200 datorită înmulțirilor la 5 ori 4, 20, deci 5 ori 7, 35, 37. Și am terminat de înmulțit cu 5. Deci, neapărat acest cârd, 3, 7, 1, 3, 7, 1, 5, pus în dreptul lui 5, începând din dreptul lui 5 spre stânga. Deci neapărat așa vă rog să rețineți chestia asta. Acum, urmează la sfârșit să fac adunarea și atunci noi trebuie să le așezăm unități, subunități, 10 sub 10, sute sub sute. Cum aici încep să facă mulțirea cu cifra sutelor, cifra zecilor, pardon, atunci voi pune exact sub cifra zecilor de aici. Deci ăsta e motivul. 1 ori 3, 3, 1 ori 4, 4, 1 ori 7, 7. Așa. 2 ori 3, unde pun acum? Începând din dreptul lui 3. Deci aici era cifra, iată, cifra sutelor aici. Deci 2 din cifra sutelor sub cifra sutelor. Încât la adunare, când o să facem pragnești la adun,
Trebuie să am unități sub unități, 10, sub 10, 100, sub 100. Asta e motivul. 2 ori 3, 6. 2 ori 4, 8. 2 ori 7, 14. Da, să mai vedem o dată, să nu fii greșit la mulțirii, da? 5 ori, că tot timpul frământat pentru a insista să vă spun niște lucruri importante, poate să trecura și o greșeală. Și dacă nu v-am lângă mine, dacă ați fi lângă mine, sigur că ați sesizat repede greșeala și nu m-ați lăsat să se greșesc. 5 ori 3, 15. Am insistat la mulțiri, nu? 5 plus 5 plus 5 de 3 ori. Din mulțiri de 3 ori pe 5, ca și cum l-aș aduna de 3 ori, deci fac 15. 5 și 10 se duce la cifra 10-lor. Deci o zecime. O 10, care vine în urma 5 ori 4, 20, cu 1 acela, 21. 5 ori 7, 35, cu 2, 37. Și atât acum să le adun. Dar eu înțeleg în clipa asta că la adunare am aici unități. Aici unități câte a fost? 0. Fiindcă am aici 0 unități și 0, 0, 10. Și acum zic 5, 1 cu 3, 4, da? 4 cu 6, 10 și cu 7, 17, 3 cu 7, 10, 18 și cu 1 de rezultatul de la adunarea de aici, deci am zis 18, 19, 19 și 9 l-am scris 1, 4 și 1, 5, 1. Acesta ar fi rezultatul. Că am făcut, dacă fac înmulțirea în partea asta și țin cont de același lucru, că neapărat cifra cu care înmulțesc trebuie să fie cea care îmi coordonează și îmi spune de unde încep să scriu cârdul de șir, de termen. 3, 7, 1, 5, începând de aici. 3, 7, 1, deci 3, 7, 1, 5. Când încep cu cifra 10-lor, deci sub 1 acesta de aici. Exact ca și aici, 743, da? 743 și la fel cu 2, neapărat sub cifra, da? N-a avut importanță că mă duc mai în stânga sau mai în dreapta. La mulțire, deci nu contează de mulțitul și cu mulțitorul să fie pus sumă una sub alta ca la adunare sau la scădere. Asta să fie foarte clar. Odată înțeles asta, ca și probă al rezultatului că a făcut înmulțirea bună, de regulă se face proba la împărțire. Dar hai să facem acum să împărțim pe acesta la unul din aceștia doi și trebuie să obținem pe celălalt factor. Deci faptul că acești doi înmulțiți mi-au dat așa ceva, acum dacă împart pe 15.974, 974, dacă îl împart la 215, trebuie să-mi dea obligatoriu 743. Și acum, dragilor, câte cifre are împărțitorul? 3. Sunt tot timpul cu ochii pe ceas, dacă ați fi lângă mine m-ați ajuta, să nu cumva să depășesc un sfert de oră, pentru că data trecută am făcut-o. Ei, bine ai venit! Iată prietena mea, cățelușa de aici, care îmi face bucuria de a mă saluta. Să vină lângă mine. Nu fac decât să vă arăt, este superbă. Iată, ea este. A intrat acum, am și deranjat un pic asta de aici, dar sper să o aranjez foarte repede. Da. Deci spuneam mai devreme că ca probă aici, nu rămâne decât să văd, să obțin 743. Câte cifre are împărțitorul? 3. 1, 2, 3. Iau și eu tot exact 3 cifre. Și ca 2 în 1, nu merge. Atunci mai iau o cifră. Luând încă o cifră, 15.974, 5. Așa, și un 5 așa, am uitat să-l trec. Ei bine, în momentul de față, ca 2 în 15 de 7 ori. Iată, prima cifră 7 a și fost obținută. Eu știu că ceea ce voi obține va fi un număr din 3 cifre, pentru că am pe 7 prima cifră a sutelor și am 10 unități de obținut. Așa încât știu exact, anticipez ce lungime va avea numărul obținut. Deci va fi un număr cu 3 cifre. Asta am vrut să remarc. 2 în 15 de 7 ori. Deci 2 ori cât fac aproape 15? Aproape 15, 2 ori 7, 14. Și zic acum, 7 ori 5, 35, 5 și 3, reținem, 7 ori 7 cu 3, 10, 0 și 1, 7 ori 2, 14,
și cu unul dinainte, 15. Iată să vedem. Deci îl la 7 ori 5, 3, 5, 5, 3, 7 ori 7 și cu 3, 10, 7 ori 2, 14, 15. 5 din 7, 2, 9, nimic. Și cobor pe 4, ca 2 în 9 de 4 ori. Iată și a doua cifră obținută corect, 4. Și acum zic, 4 ori 5, 20, 0 și 2, 4 ori 1, 4. Deci 4 ori 5, 20, 0 și 2, 4 ori 1, 4 și cu 2, 6 și 4 ori 2, 8 și 0, 4, 6 din 2, nu, 12, 6 din 12, 6, nimic și cobor pe 5, ca 2 în 6 de 3 ori și 3 ori 5, 15, se controlează foarte bine, deci am obținut chiar cifra care mă interesea. Deci de câte am zis, de 3 ori, da? De 3 ori, nu de 5 ori, de 3 ori. Și 3 ori 5, 15. 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. 3 ori 2, 6. Perfect. Împărțirea s-a făcut exact. Și iată ceea ce am obținut. Factorul al doilea. Deci între cei doi, dacă am împărțit la unul din cei doi, obțin pe celălalt. Așa asta înseamnă probă a faptului că am făcut foarte corect împărțirea. Dar la moment dat, sigur, am încercat să vă răspund. Eu am detaliat ce a însemnat înmulțirea asta și am insistat de ce sub cifra unităților, pentru că la urma urmei este o vorba de o distributivitate aplicată acolo, nu? Lui 743 înmulțit cu 215, e vorba de distributivitate și cifra unităților se distribuie la înmulțire cu tot numărul 743, apoi cifra 10-lor se distribui, cifra unităților se distribui și asta înseamnă că rezultatul înmulțirii mă va conduce spre atâtea unități, atâtea zeci, atâtea sute. Atâtea sute, 1486 de sute. Iată, 20 ori. Și ca urmare a faptului că am făcut înmulțirea, nu rămâne decât să le adun, să le pun una sub alta. Asta este rostul. La împărțire am insistat într-una din lecții cum anume se procedează și ce rost are și această treabă. Să oprim ca să nu greșesc.